Acatistul cuviosului părinte Paisia Ghioritul. Să lăudăm toți credincioșii într-un glas pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri de cernere, spre mângâierea și îndrumarea noastră, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplăcut stăpânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisiemul minunatul care inima și-a pus pentru noi și pentru mântuirea noastră, și să-i cântăm cu mulțumire zicând: Bucură-te, cuvioase părinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urmă! Dumnezeu a rânduit ca să te naști, părinte, în binecuvântatul pământ al Capadociei, cel ce a odrăslit mulțime nenumărate de sfinți, cărora și tu te-ai adăugat în deplină vrednicie, luminând alături de ei și neobosit povățuindu-ne spre pocăință, pentru care te și lăudăm cu întreaga bucurie așa. Bucură-te că te-ai făcut urmaș ales a tuturor sfinților capadocieni. Bucură-te că acelora te-ai asemănat întru totul ca un de Dumnezeu purtător. Bucură-te, floare prea frumoasă și mult miresmată, care ai răsărit spre luminarea noastră. Bucură-te, izvor de har dumnezeiesc care răcorești lumea întreagă. Bucură-te, hrană prea dulce care saturi sufletele cele înfometate de dreaptă învățătură. Bucură-te, vasule care ai adunat toate neputințele, scârbele și durerile noastre. Bucură-te, stâlp de foc care ești reazem neclintit pentru cei ce vor să câștige mântuirea. Bucură-te, stea care luminezi pe cerul bisericii, călăuzindu-ne spre veșnicele lăcașuri. Bucură-te că te-ai dovedit a fi o binecuvântare a lui Dumnezeu și un semn al legrăitei lui milostiviri. Bucură-te, cuvioase părinte Paisie, luminatorul al vremurilor de pe urmă. Ales ai fost în pântecele Maicii tale, cuvioase, ca să te dăruiești lui Dumnezeu cu totul și astfel să ajungi vas ales al Lui spre mântuirea și povățuirea tuturor celor ce au nădăjduit în Tine. Pentru o binecuvântare ca aceasta îi cântăm cu toții Celui ce a lucrat prin Tine minuni și îndurări mare, cântarea Aliluia. Semnul harului lui Dumnezeu ce s-o odihnea asupra ta, părinte, a fost botezul pe care l-ai primit din mâinile Sfântului lui Dumnezeu Arsenie. Că acesta, văzând cu Duhul darurile tale cele multe, încă din fragedă pruncie te-a binecuvântat spre ai fi lui urmaș și ai purta numele. Te fericim așadar cu nevrednicie zicând: Bucură-te că te-ai învrednicit a fi botezat de Sfântul Arsenie Capadocianul. Bucură-te că El a prorocit cele ce aveau să fie cu tine. Bucură-te că s-a bucurat Duhul Lui văzând așa rod ales ieșind din turma cea păstorită de El. Bucură-te că pentru aceasta ți-a purtat de grijă neîncetat, câtă vreme a fost în viața aceasta pământească. Bucură-te că nici după ce s-a mutat în cereștile locașul nu te-a lăsat, ci mai vârtos a mijlocit pentru tine. Bucură-te că și tu l-ai cinstit după cuviință, socotindu-l cu evlavie ca fiind părintele tău întru Hristos. Bucură-te că te-ai ostenit fără zăbavă spre preaslăvirea Lui, adunând mărturii despre viața sa cea prea minunată. Bucură-te că Sfântului Dumnezeu te-a binecuvântat să descoperi moaștele Lui cele slăvite, care s-au făcut pricină de nenumădate vindecări. Bucură-te că trupul Lui cel cinstit cu mare dragoste le-a așezat în obștea întemeiată de tine la surori. Bucură-te, cuvioase părinte Paisie, luminatorule al vremurilor de pe urmă. După ce părinții tăi au ajuns în pământul Coniței, cuvioase, mutându-se în Grecia din pricina prigoanei turcilor celor tirani, ai început a urca cu jertfelnicie pe scara dumnezeiască a desăvârșirii.
că încă din copilărie te-ai dovedit a fi lumină pentru toți cei din jur, care văzând darurile tale cele alese, slăveau pe Dumnezeu zicând Aliluia. Povățuit de pilda părinților tăi, te-ai nevoit de mic cu râvna prinsă spre dragostea lui Hristos, arătând fapte de om desăvârșit. Ca urmând mamei tale cele binecuvântate, îndată ai început să postești cu asprime și să te rogi neîncetat, pusnic fiind cu trăirea, însă copil cu vârsta. Minunându-ne noi de bărbăția sufletului tău, îți cântăm cu bucurie așa. Bucură-te că încă tânăr fiind te-ai lepădat cu totul de poftele trecătoare ale acestei lumi. Bucură-te că prin post de săvârșit ți-ai păstrat nestricată cununa fecioriei. Bucură-te că vârsta nu te-a oprit a te deprinde cu rugăciunea neîncetată în singurătate. Bucură-te că în loc să te desfeți cu jocuri copilărești, te desfătai petrecând mereu cu Hristos și cu Sfinții Săi. Bucură-te că pentru aceasta fugeai de prietenia celor care te îndepărtau de la dragostea ta cea înflăcărată. Bucură-te că nu doar în lucrurile din afară te-ai nevoit, ci și sufletul ți l-ai împodobit cu toată virtutea. Bucură-te că ai urmat bunătății și smereniei mamei tale cele binecuvântate. Bucură-te că ea ți-a fost nesmintită pildă de dragoste și de jertfire de plină de sine. Bucură-te că ne uimim cu toții de vitejia cu care ai început a purta lupta cea bună. Bucură-te cu vioase Părinte Paisie, luminătorule a vremurilor de pe urmă. În război fiind chemat pentru a-ți apăra țara de cei fără de Dumnezeu, Părinte, ai strălucit din vitejia ta cea fără de margini, că întru totul lepătându-te de iubirea de sine, căutai mereu să fie acolo unde era primejdia mai mare, pentru a-i scăpa pe cei ce luptau împreună cu tine. Iar ei, văzând acestea, îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru acea un sprijin, zicând cu toții Aliluia. Ai folosit războiul cu vioase ca prilej de sfințire, că neîncetat ai sporit în dragoste mai presus de patimă, punându-ți sufletul pentru prietenii tăi. Și astfel ai câștigat cu un nepieritoare de la cel ce se face răsplată în sustita toată jertfa, de la Hristos Dumnezeu. Aceasta, înțelegând-o și noi, ne grăbim a-ți aduce spre laudă unele ca acestea. Bucură-te că în luptă ai fost minunat de întreagă jertfire de sine. Bucură-te că ți-ai disprețuit până la capăt viața aceasta pământească, câștigând-o astfel pe cea cerească. Bucură-te că nu ai lepădat chipul evlaviei, nici învâltoarea cea cumplită a primejdilor. Bucură-te că prin mărimea ta de suflet ai făcut lumină spre sfințirea tuturor celor din jur. Bucură-te că ajutai cu timp și fără timp pe toți cei ce se aflau în nevoi și în necazuri. Bucură-te că ai biruit de săvârșit frica cea omenească, înarmându-te cu bărbăție de fier. Bucură-te că războindu-te împotriva dușmanilor țării, înascuns luptai și împotriva vrășmașilor sufletului tău. Bucură-te că, deși vroiai să mor tu în locul prietenilor tăi, Dumnezeu te-a păzit ca pe un prea iubit al său. Bucură-te că și nouă ne arăți, prin tăria cea minunată a sufletului tău, calea spre desăvârșire. Bucură-te cu vioase Paisie, luminătorule a vremurilor de pe urmă. Cu râvna prinsă ai lepădat lumea, Părinte, și te-ai închinat lui Hristos în întregime, alăturându-te oștii monahilor, care pururea se luptă pentru a-și birui firea. Și în scurtă vreme te-ai făcut înger în trup, întru toate îmbrăcându-te în cel căruia și noi cântăm cu umilință Aliluia. Te-ai retras în pustia cea minunată a Sinaiului pentru a-i sluji Stăpânului Hristos cu vioase și, biruind poftele lumii, ai ajuns bărbat desăvârșit, strălucind în toată virtutea și arzând de dragoste adevărată pentru Dumnezeu,
care prin tine a pogărât asupra noastră mila sa cea bogată. Pentru aceasta și noi cu slabe puteri îți mulțumim cântând. Bucură-te, bărbat îngeresc, că toate poftele lumii le-ai socotit de șertăciune. Bucură-te că vreme de 3 ani te-ai nevoit în pustia cea aspra Sinaiului. Bucură-te că neștiu de nimeni ai trăit într-o peșteră ascunsă, îndurând arșița și gerul. Bucură-te că acolo ai luptat până la sânge împotriva toată patima. Bucură-te că prin smerenia ta cea adâncă ai biruit de săvârșit pe dracii cei vicleni. Bucură-te că te-ai curățat de toată stricăciunea păcatului, ajungând lumina lui Hristos. Bucură-te că ai început a te ruga cu lacrimi fierbinți pentru întreaga lume. Bucură-te că văzând jertfa ta cea peste lume, Dumnezeu te-a umplut de darul mai presus de fire. Bucură-te că în peștera ta cea strâmtă te-ai învrednicit de nenumărate descoperiri ale harului dumnezeesc. Bucură-te cu vioase Părinte Paisie, luminătorul al vremurilor de pe urmă. După ce în Sinai te-a luptat în bun chip, Părinte, ai fost chemat de Maica Domnului în grădina ei cea pământească, în Sfântul Munte Atos, cel ce este floarea și lumina Ortodoxiei. Și înainte văzând tu că acela va fi locul de săvârșirii tale, ai mulțumit prea Sfintei Împărătese pentru acoperământul ei cel minunat, cu care pururea păzește întreaga lume de răutatea necazurilor. Iar fiului ei ai cântat cu bucurie dulcea cântare, aleluia. Ajungând în Sfântul Munte și fiind purtat în multe lucruri de harul lui Dumnezeu, ai urcat mereu pe scara sfințeniei cuvioase, culegând de peste tot ca o albină înțeleaptă nectarul duhovnicesc cel mai dulce. Iar mai apoi ai ajuns fiul al părintelui Tihon, stareț purtător de duh și plin de toată virtutea pe care le-ai urmat în deplină ascultare. Pentru aceasta îți cântăm și noi cu glasul neputincioase așa. Bucură-te că Dumnezeu ți-a rânduit preaslăvirea muntele cel binecuvântat al Atosului. Bucură-te că pentru aceasta El te-a dat în grija preacuratei Maicii sale, care te-a ocrotit ca pe un fiu al ei. Bucură-te că ai umbrit de Duhul Sfânt, ai ocolindat întregul munte căutând părinți cu viață sfântă. Bucură-te că te-ai minunat de rugăciunile neîncetate ale lor, prin care Dumnezeu trimite mila sa asupra lumii. Bucură-te că te-ai nevoit să le scrii și viața spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor. Bucură-te că ai ajuns ucenic al cuviosului Părinte Tihon, cel desăvârșit în sfințenie. Bucură-te că pe acesta l-ai slujit cu dragoste nețărmuită, în toate încredițându-te povățuirii lui cele înțelepte. Bucură-te că pentru ascultarea ta cea până la capăt Dumnezeu ți-a dăruit și ție harul ce se lăsă nășluia în părintele tău. Bucură-te că după moartea sa cu viosul Tihon ți-a descoperit că se va ruga mereu pentru tine. Bucură-te cu vioase Părinte Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă. Într-o deplină dragoste desăvârșindu-te, te-ai făcut un alt al lui Dumnezeu, care le-a început a lucra prin tine cu putere multă, că te-a făcut un mângâietor al tuturor celor necăjiți și un povățuitor a celor întunecați de păcate. Îi mulțumim lui Dumnezeu, Părinte, pentru că te-a dăruit nouă pe tine spre mântuirea noastră, cântându-i cu toții, aleluia. Așa se lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru din ceruri, a zis Mântuietorul lumii cu glas nemincinos. Că și pentru tine, Părinte, cuvântul lui s-a împlinit cu întreaga putere, iar pentru aceasta te lăudăm și noi zicând: bucură-te cel ce a învățat lumea prin cărți luminate de Duhul Sfânt.
Bucură-te cel ce prin cuvinte cu mult folos sufletesc ai risipit neștiința vremurilor noastre. Bucură-te trâmbița Duhului care ai vestit tuturor bucuria pocăinței. Bucură-te prorocule minunat care ne-a arătat că trăim vremurile sfârșitului. Bucură-te tămăduitorule milostiv al bolilor celor cu neputință de nevindecat. Bucură-te îngrijitorule preales a celor cu sufletul apăsat de necazuri. Bucură-te un delemn dumnezeiesc care curăța toate rănile noastre. Bucură-te pace de sus care ai împăcat nenumărate familii destrămate. Bucură-te povățuitorule iscusit care ai îndepărtat de la oameni toate cursele diavolului. Bucură-te cuvioase părinte Paisie, luminătorule a vremurilor de pe urmă. Văzând lupta cea înfricoșătoare pe care o duce vrășmașul mântuirii împotriva familiei cele binecuvântate de Dumnezeu, te-ai încins cu arma cuvântului și învățându-i pe soți că pentru a putea câștiga liniștea casei lor trebuie să aibă răbdare și îndelungă răbdare și jertfire de sine cu dragoste. Îl slăvim pe Dumnezeu neîncetat cu fioase pentru că te-a trimis să ne arăți calea cea dreaptă, cântând Aliluia. Dați-mi mame creștine și vă voi da sfinți care să schimbe lumea, a spus Dumnezeiescul Gură de Aur. Iar tu pătruns fiind de acest adevăr, te-ai ostenit cu timp și fără timp, prin rugăciuni și îndemn o să le arăți soților celor credincioși că pacea familiei este roada Duhului Sfânt și că trebuie să lupte pentru ea cu stăruință și înțelepciune. Pentru că te-ai nevoit ca să aduci vindecare familiilor noastre, celor atât de crunt lovite de ispite, îți mulțumim cu toții zicând. Bucură-te, mijlocitorule, înaintea lui Dumnezeu, pentru bună înțelegere a celor căsătoriți. Bucură-te că pe soții cei binecredincioși ai povățuit să trăiască în înfrânare și sfințenie. Bucură-te că pe aceștia i-ai învățat să-și poarte neputințele unul altuia cu dragoste și cu mărime de suflet. Bucură-te că părinților le-ai arătat că prin rugăciune harul lui Dumnezeu se pogoară asupra întregii familii, aducând bucurie și pace. Bucură-te că ai luptat împotriva tuturor păcatelor, văzând că prin ele vine destrămarea căsniciei. Bucură-te că te-ai făcut mustrător apric al înspăimântătoare ucideri de pungi. Bucură-te că mamele celor credincioase le-ai spus că prin pilda vieții lor își pot face copiii sfinți. Bucură-te că tinerilor le-ai arătat că prin ascultare câștigă milă de la Dumnezeu și viața liniștită. Bucură-te că pe aceștia ai îndemnat să dobândească binecuvântarea părinților, prin care vine și binecuvântarea Duhului Sfânt. Bucură-te, cuvioase părinte Paisiei, luminătorule a vremurilor de pe urmă, pe cel ce în chip minunat a tămăduit bolile noastre, cele trupești și sufletești, prin rugăciunile lui cele făcute din adâncul inimii, pe Paisie, mijlocitorul nostru, să lăudăm noi toți cu bucurie. Iar lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime să-i cântăm cu mulțumire zicând Aliluia. Vindecătora toată boala te-ai făcut, Părinte, prin darul de care te-a învrednicit Dumnezeu. Că arzând de dragoste și de milă pentru oamenii ce se chinuiau în dureri, te-ai rugat cu jertfire de sine pentru izbăvirea lor, învățându-i să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate. Te fericim într-un glas, noi credincioși, zicând, bucură-te, armă prea tare împotriva bolii cele înfricoșătoare a cancerului. Bucură-te, neobositule îngrijitor al celor ce se chinuiesc în dureri cumplite. Bucură-te, izvor de vindecare în care să răcoresc toți cei răniți sufletește. Bucură-te, izgonitorule de demon, că ai zdrobit cu smerenia ta toată viclenia și asuprirea diavolului. Bucură-te, prea mijlostive părinte, că n-ai îndurat să-i vezi pe oameni sfârșindu-se sub greutatea chinurilor trupești și sufletești.
Bucură-te că pentru aceasta toate scârbele și bolile noastre le-ai luat asupra Ta. Bucură-te că Te-ai rugat cu mărime de suflet ca Dumnezeu să-ți trimită Ție neputințele noastre. Bucură-te că ne-ai învățat că toate necazurile vin prin depărtarea de Dumnezeu și de poruncile Sale. Bucură-te, Cel ce ne-a arătat că negrăită este răsplata celor ce își duc boala cu răbdare, aducând slavă lui Dumnezeu. Bucură-te, cuvioase, Părinte Paise, luminătorule al vremurilor de pe urmă. Domnul și Mântuitorul lumii a făgăduit mare răsplată celor ce se vor osteni în bun chip spre desăvârșirea altora. Iar Tu, cuvioasă, deși călugăr simplu și neînvățat în cele lumești, ai fost înțelepțit de însuși Duhul Domnului ca să povățuiești mii de oameni pe calea mântuirii. Iar pentru aceștia Te rogi până acum lui Dumnezeu, căruia și noi cântăm cu bucurie, Aliluia! Pentru întreaga Ta virtute, Dumnezeu Te-a împodobit cu daruri mai presus de fire, pe care Tu le-ai folosit spre slava Lui și spre folosul oamenilor. Că Te-ai făcut Părintele a mulțimi nenumărate de credincioși, care luptați fiind de ispitele cele cumplite ale vremurilor noastre, căutau la Tine ca la un liman dumnezeesc. Iar pentru aceasta, Te rugăm să ne primești și pe noi în rândul fiilor Tăi duhovnicești și să ne îngădui să-Ți cântăm cu mulțumire așa. Bucură-te că ai învățat pe oameni să lupte cu gândurile cele rele sădite în mintea de vrăjmașul mântuirii noastre. Bucură-te că strălucind de darul deosebirii duhurilor, fiilor Tăi le arătai îndată dacă gândurile lor sunt de la Dumnezeu sau de la diavol. Bucură-te că prin darul lui Dumnezeu cunoșteai adâncul inimilor oamenilor. Bucură-te că având de plină înțelepciune ai zădărnicit toate cursele cele meșteșugite ale celui viclean. Bucură-te că pe mulți ai întors la pocăința adevărată prin dragostea Ta cea nefățarnică. Bucură-te că Te-ai făcut mustrare înțeleaptă a celor îndărătnici și mândri. Bucură-te că ai fost mângâiere blândă a celor deznădăjduiți și covârșiți de ispită. Bucură-te că ai plâns neîncetat pentru toți cei ce vedeau în Tine nemincinoasă nădejde de mântuire. Bucură-te că l-a judecat o să-i spui Dumnezeu cu dulce bucurie. Iată, eu și fiii pe care mi-ai dat mie. Bucură-te, cuvioase, Părinte Paisie, luminătorule a vremurilor de pe urmă. Ajungând călugăr desăvârșit, Părinte, și plin fiind de harul lui Dumnezeu, Te-ai făcut nădejde tare pentru sufletele nemângâiate ale celor ce vroiau să se închină lui Hristos în întregime. Iar pentru darurile Tale, toți vedeau în Tine un îndrumător luminat de Duhul Sfânt. Pentru aceasta lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce turma Sa nu a lipsit-o de păstor cu viață sfântă, zicând Aliluia. Ai întemeiat la Surotii o mănăstire de maici, unde fiicele Tale cele mai sporite puteau să se dăruiască în mire lui Hristos cu dragoste deplină. Iar mai apoi L-ai povățuit spre desăvârșire ca un părinte mult iubitor și îndelung răbdător, prin sfaturile Tale cele prea minunate, care ne sunt și nouă, în rumare nemincinoasă. Te binecuvântăm cu toții pentru aceasta zicând. Bucură-te că ai titorit mănăstirea Sfântului Ioan Tău locul de la Surotii. Bucură-te că aceasta s-a făcut liman de mântuire pentru sufletele cele însetate de Hristos. Bucură-te că Te-ai străduit cu timp și fără timp a le face pe maici mirese desăvârșite ale Domnului nostru. Bucură-te că Le-ai învățat călugăria cea adevărată care înseamnă lepădare de lume și de poftele ei. Bucură-te că neîncetat Te-ai străduit să Le aprinzi râvna spre nevoința cea binecuvântată.
Bucură-te că l-ai călăuzit spre mărturisirea cât mai deasă a păcatelor prin care se strică întru totul lucrările diavolului. Bucură-te că povățuirile tale au căzut pe pământ roditor și au răcorit lumea întreagă. Bucură-te că ai luptat cu putere împotriva Duhului lumesc care vatămă cumplit viața de mănăstire. Bucură-te că prin vitejia și dragostea ta ai făcut tuturor călugărilor pildă de biruință duhovnicească. Bucură-te cu vioase Părinte Paisie, luminătorul al vremurilor de pe urmă. Mare a fost harul lui Dumnezeu care s-a revărsat peste tine cu vioase și mari și milele lui că pentru multa ta jertfă, cel atot bun te-a învrednicit să descoperi minunate și de bucurii mai presus de fire. Ne bucurăm și noi văzând răsplata pe care Dumnezeu o dă sfinților săi și rugându-L să ne facă și pe noi părtași ei, cântăm Aliluia. Ai gustat, Părinte, încă de aici din bucuriile Raiului, cele gătite de mult milostivul Dumnezeu tuturor celor ce slujesc lui cu dragoste. Că deși au fost mari luptele pe care vrășmașul cel viclean l-a dus cu tine, cu mult mai mari au fost mângâierile pe care Dumnezeu te-a întărit în virtute. Pentru aceasta, într-o smerită laudă, îți cântăm. Bucură-te, lumină prea dulce prin care Hristos strălucește lumii întregi. Bucură-te, flacără minunată care ne-a prins pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Bucură-te că te-ai făcut să lași de plin al harului celui dumnezeesc. Bucură-te că acesta a născut în tine toate roadele sfințeniei. Bucură-te că Dumnezeu te-a copleșit cu darurile sale cele mai presus de fire. Bucură-te că ai gustat din lumina cea necreată și pururea viitoare. Bucură-te că ai trăit cu sfinții ca și cu niște prieteni apropiați. Bucură-te că Maica prea bună a Domnului nostru ți s-a arătat pentru a te întări în necazuri. Bucură-te, minune negrăită, că te-ai învrednicit a vorbi cu însăși Hristos, Stăpânul și Dumnezeul nostru. Bucură-te, cuvioase Părinte Paisie, luminătorul al vremurilor de pe urmă. Mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremea noastră ca să se nevoiască grăita-i, Părinte, luminat fiind de Duhul Sfânt. Când ai vestit nouă celor întunecați că vremurile sunt spre plinire și că cei ce acum se luptă cu vitejie ca să-și câștige mântuirea, o plată de mucenic. Pentru aceasta, îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce cu milă și-a cercetat poporul, trimițând pe Sfântul Său spre luminoarea noastră și îi cântăm prea bunului Stăpân în glas de bucurie cântarea Aleluia. Mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremea noastră ca să se nevoiască, grăita-i, Părinte, luminat fiind de Duhul Sfânt. Când ai vestit nouă că vremurile sunt spre plinire și că cei ce acum se luptă cu vitejie ca să-și câștige mântuirea o plată de mucenic. Pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce cu milă și-a cercetat poporul, trimițând pe Sfântul Său spre luminarea noastră. Și cântăm prea bunului Stăpân în glas de bucurie cântarea Aliluia. Mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremea noastră ca să se nevoiască, grăita-i, Părinte, luminat fiind de Duhul Sfânt. Când ai vestit nouă că vremurile sunt spre plinire și că cei ce acum se luptă cu vitejie ca să-și câștige mântuirea o plată de mucenic. Pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce cu milă și-a cercetat poporul, trimițând pe Sfântul Său spre luminarea noastră și îi cântăm prea bunului Stăpân în glas de bucurie cântarea Aleluia. Dumnezeu a rânduit ca să te naști, Părinte, în binecuvântatul pământ al Capadociei, cel ce a odrăslit mulțime nenumărate de sfinți.
cărora și tu te-ai adăugat într-o deplină vrednicie, luminând alături de ei și neobosit povățuindu-ne spre pocăință, pentru care te și lăudăm cu întreagă bucurie așa. Bucură-te că te-ai făcut urmaș ales al tuturor sfinților capadocieni. Bucură-te că acelora te-ai asemănat întru totul ca un de Dumnezeu purtător. Bucură-te, floare prea frumoasă și multă miresmată, care ai răsărit spre luminarea noastră. Bucură-te, izvor de har dumnezeiesc, care răcorești lumea întreagă. Bucură-te, hrană prea dulce, care saturi sufletele cele înfometate de dreaptă învățătură. Bucură-te, vasule, care ai adunat toate neputințele, scârbele și durerile noastre. Bucură-te, stâlp de foc, care ești reazem neclintit pentru cei ce vor să câștige mântuirea. Bucură-te, stea care luminezi pe cerul bisericii, călăuzindu-ne spre veșnicele lăcașuri. Bucură-te că te-ai dovedit a fi o binecuvântare a lui Dumnezeu și un semn al negrăitei lui milostiviri. Bucură-te, cuvioase Părinte Paisie, luminătorule al vremurilor de pe urmă. Să lăudăm toți credincioși într-un glas pe cel trimis de Dumnezeu în aceste vremuri de cernere și spre mângâierea și îndrumarea noastră, pe cel ce s-a nevoit în chip bineplăcut Stăpânului, arzând de dragoste pentru întreaga lume, pe Paisiemul minunatul, care inima și-a pus pentru noi și pentru mântuirea noastră. Și să-i cântăm cu mulțumire zicând: Bucură-te, cuvioase Părinte Paisie, luminătorul al vremurilor de pe urmă! Bite Părinte Paisie, tu care ai urcat pe treptele sfințeniei și ai ajuns de săvârșit în virtute, și pentru aceasta ai câștigat îndrăzneală de plină către milostivul Dumnezeu, roagă-L pe acela căruia ai slujit neîncetat în viață, să nu ne piardă pentru păcatele noastre cele multe, ci să ne întoarcă la pocăința cea binecuvântată. Tu, care ai fost pe pământ, ai tămăduit cu atâta dragoste neputințele noastre nenumărate, boli trupești și sufletești, cu mult mai mult poți acum să ne ajuți și să ne izbăvești de toate greutățile. Deci miluiește-ne, Părinte, pentru dragostea ta cea nemăsurată, pentru bunătatea ta cea dumnezeiască și ne-a lăsat pe noi cei plini de atâtea păcate. Tu, care nu ai obosit a ne povățui spre mântuire și a ne purta neputințele câtă vreme ai fost aici cu noi, înțelepțește-ne și acum ca să putem birui ispitele pe care vicleanul diavol le țese neîncetat în jurul nostru și cu care vrea să ne pierdă sufletele pentru veșnicie. Luminează-ne ca să putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru noi și roagă-te Stăpânului ca să ne dea putere să o împlinim cu mulțumire. Tu, care ai fost o pildă nesmintită de vitejie și jertfire de sine, întărește-ne și pe noi ca să putem să-ți urmăm în virtute, pentru a câștiga cununa cea nepieritoare pe care și tu te-ai învrednicit cu prisosință. Așa, Părinte, nu ne lepăda pe noi, cei ce ne-ai încetat în mâniem pe îndelung răbdătorul nostru Dumnezeu, ci stai cu îndrăzneală înaintea tronului aceluia, mijlocind pentru noi cu lacrimi ca Dumnezeu să ne dea pentru tine scumpa mântuire. Și astfel, mulțumindu-ți din adâncul inimii pentru toate câte le-ai făcut pentru noi și încă le mai faci, să-i mulțumim lui Dumnezeu celui prea bun, cel închinat în Sfântă Treime, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.